Bună ziua, domnul Victor Ionescu, subsecretar de stat al Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, este invitatul interviurilor PS News de astăzi. Bună ziua și bine ați venit în studioul nostru. Bună ziua și bine v-am găsit. Ne întâlnim astăzi într-un moment de maximă tensiune, spun eu, pe scena politică românească. Este programată întâlnirea socialdemocraților astăzi la ora 4, din care cel mai probabil vom avea un învingător, fie în persoana premierului Mihai Tudose, fie în persoana liderului PSD Liviu Dragnea. Cum se poziționează ministerul al cărui reprezentant sunteți pe acest subiect? Cred că cel mai important lucru pe care l-a făcut acest guvern și această alianță a fost înființarea, practic, a Ministerului pentru Românii de Pretutindeni. Totuși, nu trebuie să uităm că avem un an de când ne-am înființat ca minister, înainte funcționând ca departament, și cred că vor ține cont de aceste lucruri, mai ales că impactul a fost unul destul de mare în comunitățile de români și, nu în ultimul rând, anul acesta avem aproape dublat bugetul la dispoziție, în așa fel încât să putem să arătăm, să demonstrăm că avem capacitatea să ne organizăm și să implementăm proiecte împreună cu românii de afară. Dumneavoastră, personal, care credeți că va fi deznodământul acestei bătălii, să spun așa, dintre Tudose și Dragnea? Eu cred că lucrurile trebuie tratate cu echilibru și cu înțelepciune. Este un moment peste care, cu siguranță, actuala coaliție de guvernare va trece cu bine, pentru că nu au în spate votul popular, votul românilor, și consider că acesta este cel mai important lucru. Și, evident, programul de guvernare care trebuie implementat, pentru că de asta a fost și votat, și atât în țară, cât și în diaspora. În legătură cu posibila restructurare a guvernului, susținută chiar de premierul Mihai Tudose, cum se plasează Ministerul Românilor de Pretutindeni pe acest subiect? Bun, am văzut și noi în presă și în mass media știri referitoare la această restructurare și remaniere. Nu am văzut o poziție oficială, sau nu știu de o poziție oficială, cel puțin, însă cu siguranță în acest an de ființare a noastră ca minister, cred că am arătat rezultate, suntem apreciați în diaspora, de aceea și în ultimul timp am văzut foarte multe voci din diaspora care vin să susțină continuitatea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni. Cum spuneați și dumneavoastră, că Ministerul pentru Românii de Pretutindeni este practic un organism nou, Exact. prin comparație cu celelalte structuri Corect. guvernamentale. Ce face concret acest minister? Bun, este o întrebare foarte bună pentru că ne lovim de ea foarte des. Românii și din țară ne întreabă aceste lucruri, dar și afară atunci când mergem. În mod concret, el se ocupă cu finanțarea proiectelor pe care le au asociațiile românilor din diaspora, cu proiecte proprii pe care le derulăm anual, și aici punem accent în mod special pe partea de cultură, pe partea de tradiții românești, pe partea de limba română, pe care o susținem în diaspora, în asociațiile care implică și care organizează cursuri sau școli românești, și, nu în ultimul rând, partea de mass media. Avem o linie de finanțare pentru mass media românească, fie că vorbim din diaspora, fie că vorbim de vechile provincii românești, pentru că, nu, și dumneavoastră știți mai bine, prin mass media putem să pătrundem mai ușor și românii, în general, și au informația din mass media și din mediul online. Ce așteptări aveți de la anul 2018, că tot suntem acum la început de an? Ce ținte v-ați stabilit pentru acest an? În primul rând, vorbim de un an centenar, o sărbătoare pentru toți românii, fie că sunt în țară, fie că sunt în diaspora. Și cred că cu predilecție proiectele noastre vor să fie duse în această direcție, și aici aș putea enumera câteva. Dorim să facem un muzeu al românilor de pretutindeni. Este un proiect îndrăzneț, destul de mare. Continuăm proiectul început anul trecut, centenar prin înfrățiri, anume localități din Republica Moldova, care se înfrățesc cu localități din România. Acum încercăm să le extindem și în alte țări. Totodată
Dorim să organizăm un proiect nou, dar tot cu ocazia centenarului, Campionii României în diaspora. Aici vorbim despre un proiect pe care dorim să-l organizăm împreună cu Ministerul Tineretului și Sportului, prin care sportivi de legendă, performanți, care au dus faima României, să îi ducem în diaspora, să le explice și să le povestească celor de acolo și copiilor că și prin sport poți să ajungi la un anumit nivel. Totodată, proiectul nostru anual, Tabăra ARC, se va desfășura tot sub semnul centenarului, deoarece dorim să dublăm numărul de copii participanți. Pe scurt, Tabăra ARC înseamnă că în vacanța de vară câteva mii de copii vin în România, în special la mare și în delta, în care petrec câte o săptămână și învață fie limba română, fie cursuri de sport, cursuri de dans, cursuri de cultură și civilizație românească. Fondurile de care beneficiază, să spun așa, acest minister ajută pentru toate acțiunile despre care spuneți. Întotdeauna noi ne dorim mai mult. Din fericire, anul acesta chiar avem un buget aproape dublu și aici aș menționa faptul că bugetul este dublu pentru partea de implementare a proiectelor. Deci nu vorbim de zona administrativă a Ministerului. Ce înseamnă dublu? Că... La ce sumă se... Păi avem aproximativ 7 milioane. Este adevărat că dacă ne raportăm să ne uităm la alte ministere, probabil pare o sumă mică. Însă într-un an de zile am ajuns minister, ne-am dublat bugetul. Cred că asta spune multe și arată mult și aici chiar aș dori să mulțumesc factorilor politici care s-au implicat și au sprijinit toate aceste lucruri, pentru că arată și demonstrează că Partidul Social Democrat chiar a înființat acest minister. Mai mult, el este și în programul de guvernare actual. Știm foarte bine că în trecut mulți au vorbit de 26 de ani, că ar fi necesar, că ar fi util că să se facă, însă iată că l-avem. Am făcut, de fapt nu, împlinim un an pe 17 ianuarie, mai avem puțin, și cu siguranță în al doilea an lucrurile se vor mai echilibra și cu o organizare mai bună vom putea finanța mai multe proiecte. Pe final, aș vrea să aducem puțin în discuție și evenimentele care au șocat opinia publică. Numeroase cazuri de sclavie cu români din străinătate au fost scoase la iveală de către autorități, dar chiar și de presă, și noi am adus în discuție acest subiect. Amintesc aici și recentul caz al femeilor din Sicilia. Concret, cum poate acționa ministerul pe care îl reprezentați în cazul românilor care întâmpină probleme de genul acesta? Bun, în primul rând trebuie spus că la nivel de minister avem o celulă de criză care ori de câte ori este nevoie se activează, așa cum a fost cazul și comunității de români din Spania, de lângă Sevilla, mai foarte recent. În ceea ce privește cazul prezentat de dumneavoastră, la fel s-a activat celula de criză, un coleg secretar de stat s-a deplasat acolo împreună cu echipă, a discutat toate părțile implicate și cu reprezentanții noștri de acolo, consulari și din ambasadă, a discutat și cu comunitatea, împreună cu autoritățile italiene și împreună întotdeauna se încearcă să găsească cele mai bune soluții. Este foarte important când statul român trimite reprezentanți de la București, când sunt niște probleme, pentru că și autoritățile locale abordează subiectul mai serios și mai pozitiv în sensul de a se rezolva problemele. Cum sunt apărați, să spun așa, românii din străinătate? Ce ar trebui să știe românul care este pus într-o situație de genul celor menționate? În primul rând, ei trebuie să sesizeze autoritățile locale, pentru că sunt pe raza și în teritoriul altei țări, se supun legilor din acea țară, apoi, sau în același timp, să sesizeze oficiul consular sau ambasada și, în ultimul rând, Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul pentru Oamenii de Pretutindeni. Fiecare caz este tratat, se ia legătura în cel mai scurt timp cu autoritățile, în caz că nu s-au sesizat autoritățile sau nu au fost sesizate, le sesizăm noi și mergem noi să discutăm, așa cum a fost și cazul comunității românilor de lângă Sevilla, în care noi ne-am autosesizat și practic
ne-am dus acolo, am fost prezenți prin câțiva colegi din minister și am acționat la momentul oportun. Indiferent că, indiferent de ziua din săptămână, că este weekend sau că este zi lucrătoare. Cât de des vă întâlniți cu românii din afară? Cât de des au loc întâlnirile? Românii noștri din afară organizează foarte des întâlniri, fie că vorbim de asociații, fie că vorbim de pur și simplu de români care se întâlnesc. Și cred că aproape în fiecare zi se întâmplă câte un eveniment. Noi ca și minister încercăm să fim prezenți la toate. Evident că din păcate nu putem să fim prezenți, însă întotdeauna încercăm să mergem acolo împreună cu experți din cadrul ministerului pe diferite țări, pe diferite zone, pentru că sunt țări cu specific diferit. Încercăm să fim aproape de ei, încercăm să ne implicăm în comunitățile lor, în sensul de a fi prezenți la acțiuni pe care le organizează, fie că sunt în stradă, fie că sunt la sediul asociațiilor, fie că vorbim de ambasade sau de consulate, încercăm să fim foarte, foarte deschiși și să mergem la cât mai multe dintre ele. Când mergem, evident, încercăm la fel să le oferim informația necesară de care au nevoie, să informăm despre proiectele pe care le avem. De multe ori sunt și colegi de la alte ministere care merg și participă și fiecare pe domeniul lui, fie că vorbim de turism, fie că vorbim de muncă sau fie că vorbim de alte ministere, le comunică și le spun lucrurile, mă rog, esențiale și de care au nevoie sau pe care le solicită cumva. Ce vă spun românii la aceste întâlniri? De ce nu se mai întorc în țară? Bun, sunt mai mulți factori aici. Și cred că s-au făcut tot felul și de cercetări, de exemplu. Suntem foarte mulți care luăm pulsul direct. Dar, per total, cred că putem să vorbim de mediul de trai, de nivelul de trai. În sensul că întotdeauna și-ar dori, ca și în România, nivelul de trai să fie mai ridicat. Însă, pornind de la o remunerație, un salariu care să fie cât mai mare, ca să poată să-și acopere cheltuielile pe care le au. Evident că pe lângă acest lucru mai sunt și alte probleme pe care ei le enunță, însă cred că cel mai important lucru și noi ca reprezentanții statului și statul pe ansamblu și chiar și autoritățile locale ar trebui să lucreze mai mult la partea de informare și de a le explica exact ce se întâmplă când este un subiect important în țară, de a informa concret și la obiect și, în ultimul rând, de a fi prezent mai mult în cadrul comunităților lor. Pentru că au foarte multe întrebări și cred că așteaptă răspunsurile adecvate de la autorități, pentru că, luându-și din mediul online informațiile, mare parte dintre ele, nu întotdeauna sunt cele mai exacte sau cele mai concrete. Situația politică din România este un factor în decizia? Recent am văzut un sondaj, o cercetare și arăta că în 2016 au fost cei mai mulți români care au plecat în afară, în diaspora. Eu cred că factorul politic contează foarte mult. Însă, ceea ce nu cred este partea aceasta cu că au plecat într-o perioadă mai mult sau într-o perioadă mai puțin. Deci fenomenul acesta este, din păcate, trist pentru toată clasa politică românească. Și cred că proiectele și programele pe care le derulăm, avem pe zona de business proiectul Diaspora Startup, care se adresează românilor care doresc să întoarcă în țară să-și deschidă o afacere. Avem, de exemplu, la Ministerul Muncii proiecte prin care, dacă vii și te angajezi în România, și tu ca și angajat, dar și angajatorul primești o sumă de bani de la stat, cred că sunt aproximativ 3.000 de euro sau 3.500 de euro, adică sunt câteva proiecte bune care trebuie menționate și care trebuie promovate din nou și oamenii trebuie informați. Concret, ce face statul român să-i aducă acasă? Bun, politicile publice pe care vi le-am spus și, nu în ultimul rând, crearea unui mediu prielnic, pentru că de multe ori birocrația de care ne lovim cu toții este un motiv pentru care ei nu doresc, cel puțin momentan sau temporar, să se întoarcă.
Însă aici aș menționa un lucru important și anume legea prevenirii, care a fost adoptată recent de Parlament, care dorește să ajute și să fie între instituțiile statului, organele de control și cei care au afaceri, o punte de legătură și nu o sperietoare. Pentru că foarte mulți români doresc să vină acasă, să investească, să-și facă o afacere, dar le este teamă că, nu știu, face cineva o sesizare, vine în control a doua zi și închide afacerea și se întâmplă nu știu ce. Cred că asta e un lucru pozitiv, un alt lucru pozitiv al acestei guvernări, pentru că s-a făcut această lege și este dorită și de cei de afară. Întotdeauna ne-au spus cum funcționează sistemele lor în țările în care sunt, dar unde aproape nu există controle. Da? Practic sunt lăsați să se dezvolte și să facă business-uri. Și atunci cred că este un lucru bun și de menționat. Domnule Ionescu, eu vă mulțumesc pentru prezența în studioul nostru și vă mai așteptăm cu dragă inimă pe la noi, ori de câte ori mai avem subiecte de genul acesta de dezbătut. Sărut mă și eu vă mulțumesc pentru această oportunitate de a transmite din nou și de a vorbi indirect cu românii de pretutindeni, dar și cu cei din țară. Și mult succes pe anul acesta. Vă mulțumim frumos!